Cele două scandaluri care au ținut prima pagină a presei timp de câteva săptămâni par să nu se stingă nici acum. Comisia de disciplină a Spitalului Județean Târgu Jiu a finalizat anchetele privind cele două morți, urmând ca rezultatele să fie sancționate conform legislației în vigoare. Din primele investigații efectuate în secția în care doi bebeluși au murit înainte de a se naște, se pare că au rezultat unele inadvertențe ce ar fi condus la decesul neașteptat al bebelușilor. Din datele comisiei a reieșit și faptul că secția nu este dotată cu aparatura necesară pentru monitorizarea fătului, dar nici cu sistem de semnalizare la pat. Mai mult decât atât, despre dotări, șeful secției nu ar fi făcut vorbire în niciun referat pe care să-l fi înaintat conducerii spitalului. Raportul pe care l-am primit de la comisia de analiză se evidențiază niște inadvertențe în activitatea administrativă a secției și, bineînțeles, că după ce voi studia și eu foarte bine, voi trage concluziile necesare și că în anul 2015, cu ajutorul domnului președinte Călinoiu, prin sprijinul Ministerului Sănătății, am achiziționat tot ceea ce ni s-a cerut de către toți medicii curanței spitalului. Eu nu am cum să știu ce lipsește dacă nu mi se solicită un anume aparat medical. Măsurile ce vor fi luate de conducerea unității vor fi făcute publice peste două zile, când este posibil să aibă loc și unele demiteri. Este cazul șefului secției ginecologie, medicul Dumitru Pătrășcoiu, demitere care este luată în calcul de managerul unității spitalicești. După ce voi studia raportul, pentru că încă n-am apucat să o fac, există o mare probabilitate de a se întâmpla și acest lucru. Există posibilitatea ca medicul șef să fie schimbat din funcție? Lăsați-mă să studiez, vă rog frumos, nota de constatare. N-am avut timp, efectiv n-am avut timp. Dar nu excludeți și această variantă? Nu exclud nimic. După ce voi studia, atunci voi ajunge la o concluzie. Dar în momentul ăsta nu pot să vă spun foarte bine că acum l-am primit. Acesta își rezervă însă dreptul de a studia rezultatul anchetei Comisiei de Disciplină înainte de a se pronunța asupra sancțiunilor ce vor fi luate dacă se va impune acest lucru.